Uleiul, carnea, legumele și fructele se vor ieftini începând cu data de 1 august, potrivit unor surse. Ordonanța care prevede acest lucru va fi aprobată mâine în ședința de guvern. E bine, adaosul comercial va fi plafonat la 20% atât pentru procesatori, cât și pentru magazine și la 5% pentru distribuitori. Este alături de mine cu toate datele colega mea Cătălina Mănuiu și ne explică. Te ascultăm, Cătălina. Guvernul, împreună cu procesatorii și retailerii, au ajuns la consens, au stabilit un adaos comercial de maxim 20%, într-adevăr, pentru procesatori, dar și pentru marile magazine, în timp ce distribuția va putea să pună un adaos comercial de maxim 5%, indiferent de câți distribuitori sunt pe lanț. Asta înseamnă că vom vedea ieftiniri la raft, noile prețuri se vor aplica cel mai devreme de la 1 august, asta pentru că există în ordonanța care va fi adoptată mâine în ședința de guvern o perioadă de 30 de zile în care toate contractele se refacă și românii vor putea beneficia de noile prețuri. Să ne uităm la produsele care sunt pe această listă agreată de guvern și de retaileri. Dacă în prezent marile magazine vând, de exemplu, un kilogram de ceapă cu 5,79 kg, am putea să spunem, de exemplu, că dacă prețul la care magazinul cumpără acest produs este de 4 lei, ei bine, limitarea adaosului comercial la maxim 20% i-ar ajuta pe românii să plătească cu aproximativ un leu mai puțin decât plătesc în prezent pentru un kilogram de ceapă. Dacă ne uităm și la alte legume, pentru că lista s-a diversificat, inițial au propus retailerii doar cartofi și ceapă, acum vedem că sunt mai diversificate produsele. Ne uităm, de exemplu, la ardei. Ardei capia, un kilogram costă în prezent în marile magazine 11,99 lei. Dacă magazinele reușesc să cumpere această legumă cu 8,39 lei, prin limitarea adaosului comercial la 20%, o să vedem că românii vor avea parte de o ieftinire de 2 lei pe kilogram. Roșiile românești în prezent aproximativ 7 lei kilogramul, cu atât le putem cumpăra din marile magazine. Dacă ele sunt cumpărate de retailer, de exemplu cu 4,8 lei, vom vedea că în urma acestei măsuri decise de guvern, România ar putea să beneficieze de o ieftinire pe kilogram de 1 leu și 22 de bani. Sunt și alte produse înscrise pe această listă agreată de guvern cu retailerii, de exemplu, aliment de bază, mălaiul, în prezent costă 4 lei pe kilogram. Dacă se limitează acest adaos la maxim 20%, e bine, am putea să vedem că o pungă de mălai ar fi mai ieftină cu aproximativ 64 de bani. Ouăle sunt și ele pe această listă. Românii plătesc în prezent pentru 10 bucăți aproximativ 11 lei. Limitarea adaosului comercial la maxim 20% iar putea ajuta să păstreze în buzunar 1 leu și 73 de bani. Să ne uităm și la alte produse, de exemplu, carnea de pui. În prezent, un kilogram de carne de pui costă aproximativ 20 de lei. Prin această măsură, s-ar putea ieftini cu aproximativ 3 lei kilogramul de carne de pui. Carne de porc este un aliment nou introdus pe listă în urma negocierilor. În prezent, plătesc românii aproximativ 27 de lei pe kilogram. În urma acestei măsuri decise de guvern, ar putea să cumpere un kilogram de carne de porc mai ieftin cu aproximativ 4 lei. Aceste ieftiniri care intră în vigoare de la 1 august potrivit ordonanței ar urma să rămână în vigoare încă 3 luni. Ordonanța ajunge în Parlament, iar acolo parlamentarii vor decide dacă vor prelungi această perioadă și dacă vor adăuga și alte produse.